Am propus ca primar general Consiliului General un proiect de hotărâre prin care un imobil extrem de important, de frumos, central, care se află lângă Banca Națională a României, să fie administrat în continuare pentru a se înființa Muzeul Istoriei Evreilor și Memoriei Holocaustului din România. Această clădire de pe strada Lipscani, 18-20, va fi amenajată în perioada următoare ca Muzeu al Holocaustului și sunt extrem de onorată să fiu parte a acestui proiect extrem de ambițios. La întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții Institutului Elie Wiesel, îmi povesteau că în Varșovia construirea unui astfel de muzeu a durat 15 ani. Vă garantez, ca primar general, ca manager și îmi permit să spun și ca femeie, că în București amenajarea acestui muzeu va dura mult mai puțin. Nu va trebui să așteptăm 10 de ani. Și primul pas a fost deja făcut.